Salut! Eu sunt Carmen și vreau astăzi să discutăm despre fibrele textile. Haideți să testăm împreună firul, să vedem dacă este natural sau nu. Am tăiat chiar un pic de fir de la locul unde se leagă bobina și am să-i dau foc, să vedem dacă este sau nu natural. Așa, să vedem, sper să nu mai ardă. Nu știu ce să zic, parcă nu ars ca lumea. Hai să mai încerc o dată. Da, nu, să știți că nu face bobița aceea specifică materialelor sintetice, pare a fi natural, dar nu arde foarte tare. Deci se sfărâmă, da? Deci uitați. N-are bobița aceea cum se face la materialele sintetice, e crum așa. Da, deci cred că într-adevăr este un fir natural. Firul acesta are ceva firme, e un amestec de lână cu poliamidă și să vedem asta cum se comportă. Vedeți, nu știu dacă observați, se strânge cumva. Aia datorită fibrei sintetice din el. Și dacă ne uităm atent, face în capăt un fel de bobiță. Bine, acesta fiind în amestec, care și se și... Uitați, aici, vedeți? Mi se focalizeze. Aici, uite cum se face bobița aceea. Aceea este specifică firelor sintetice. Ăsta are și foarte multă fibră naturală, lână, de aceea se și sfărâmă, da? Dar firele naturale așa fac, deci firele naturale se face cenușă. Bobița aceea este pentru acea, nu știu, are 25% acril și atunci într-adevăr face și bobița din capăt. Așa, aici am un fir 100% acril. Șterg puțin farfurioara să se vadă mai bine. Deci acesta este sintetic 100%. Uitați cum se strânge așa, am ciudat. Deci nu face niciun pic de cenușă, este clar sintetic, se strânge într-o mare biluță. Da? Și vedeți cum s-a strâns într-o biluță. Deci acesta clar este sintetic. Este o fibră sintetică, uitați. Atenție să nu puneți mâna imediat după ce îi dați foc, pentru că, deci, efectiv este o bobiță de plastic. N-are cenușă. Da? Deci aceasta este... Bine, și ăsta are metal. S-ar putea un pic metalul să se sfărâmițeze, dar el este, de fapt, o bobiță de plastic acolo. Așa puteți să aflați dacă un fir este sau nu este natural. Testez acum lana Gold Classic, care are în compoziție atât lână cât și acril, dar o cantitate mare de lână. Am să inserez în sus exact compoziția firului.
Lasă să răcească puțin. Într-adevăr, datorită compoziției cu acril, el se adună. Dar să vedem. Încă arde. Vedeți, are și cenușă, deci clar are și fir natural. Nici n-a ars tot, pentru că firele naturale nu ard foarte ușor. Da? Deci vedeți că se și sfărâmă. Deci are și parte de lână și acril. Da? Acum testăm un fir 100% bumbac. Este Bela de la Alize. Vedeți cum se sfărâmă clar de tot, deci este evident fir natural. Deci nu se adună absolut deloc în bobiță. Este, se face scrum tot. Și nici nu arde imediat, vedeți că dau foc și nu chiar imediat pornește flacăra. Trebuie să insist. Lasă să răcească puțin și vedeți că nici n-a ars complet, tocmai pentru că firele naturale au această proprietate de a nu arde foarte bine. Uitați, vedeți? Deci n-a rămas mai nimic. Aici n-a ars bine, de aia nu... Dar nu s-a făcut bobiță. Deci acesta este Bela de la Alize, Bela 100. 100% natural. Sper că vi s-a părut interesantă această filmare. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!